în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Iubiți credincioși, iată-ne astăzi într-o dublă sărbătoare. În primul rând, hramul bisericii noastre, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, 29 iunie, dar și dublat de Duminica a treia de după Rusalii. O duminică în care Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta câteva principii de viață pe care Mântuitorul ni le-a postulat. Și anume, Mântuitorul în cei 3 ani și jumătate cât a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu și a vorbit despre împărăția cerurilor, nu a reușit să-i facă pe oameni să înțeleagă. Pentru că acest cuvânt nu era pentru contemporani, nu era pentru urmași, nici pentru urmașii urmașilor, ci pentru tot ceea ce începea încă de atunci împărăția cerurilor. Ce nu putem noi să înțelegem nici acum și poate că Dumnezeu spre o maturizare duhovnicească a noastră ne va da să înțelegem, este faptul că împărăția cerurilor nu este începută în cer, ci este începută pe pământ. Așa după cum omul este un infinit cu un capăt prin naștere, așa și împărăția cerurilor este tot un infinit, dar tot cu un capăt. Adică un capăt este cel așezat cum stătea scara lui Iacov pe care coborau și urcau îngerii în visul său, pentru că împărăția cerurilor nu este undeva departe, începe din ograda noastră. Și iată ce frumos ne spune Mântuitorul multe lucruri, dar astăzi, fiind și sărbătoarea Sfinților Apostoli, în care ne este prezentată pericopa, în care Mântuitorul întreabă cine spun oamenii că sunt eu, m-am gândit să mă opresc puțin asupra faptului că nu am luat niciodată în considerare, cel puțin eu personal și mă mărturisesc dumneavoastră, nu m-am gândit că Mântuitorul a zis foarte clar, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca sau ce veți bea și pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Niciodată nu mi-a căzut ochii pe aceste cuvinte în felul în care mi-a căzut astăzi când Mântuitorul a întrebat cine zic oamenii că sunt eu. Mântuitorul știa bine cine este. Ucenicii știau sau bănuiau cine este, dar realitatea de care întreba Mântuitorul era percepția de către ceilalți oameni a propriei sale personalități. Și noi credem despre noi lucruri importante, că suntem cu tare sau cu tare sau că ocupăm o funcție cu tare sau cu tare. Dar oamenii cum ne văd? Oamenii ce zic că suntem? Poate că noi credem că suntem niște manageri care organizăm lucruri, facem și dregem și avem câțiva aplaudași pe lângă noi și îi mângâiem din când în când cu câte ceva daruri și ei spun că am făcut numai bine, dar oamenii de dedesubt să ne judece așa cum suntem în ochii lor. Poate că nu suntem nici chiar așa de jos cum suntem în ochii lor, dar cu siguranță că suntem alte persoane decât ceea ce credem noi despre noi înșine. Dar Dumnezeu ce știe despre noi? Dumnezeu știe și cât de mult ne-am ridicat noi privirea către noi înșine și ne-am pus un soclu foarte înalt statuii noastre și staturii și statutului nostru, dar știe și cât de jos ne văd ceilalți. Și Dumnezeu este singurul care, văzând și înălțimea și coborârea noastră, știe exact unde suntem, adică la mijloc, exact unde suntem noi. Și de aceea spuneam că acest cuvânt pe care Mântuitorul ni l-a spus, să nu avem grijă de trup și de suflet, cu ce ne vom îmbrăca sau ce vom bea sau ce vom mânca, ne-a spus-o într-un mod foarte, foarte clar, decât că noi n-am văzut claritatea. Eu astăzi la Sfânta Liturghie am simțit că trebuie să vă spun că am înțeles astăzi puțin din faptul că trupul nu înseamnă numai mâncare și băutură și nu trebuie să fie neapărat îmbrăcat într-un fel sau într-altul. Și mă gândesc de bună seamă la un exemplu foarte la îndemână. Duceți-vă la spitale și să vedeți că sub halate de mătase
stau ascunse boli, poate că mult mai năpraznice decât sub halate sărăcăcioase de unică folosință. Sub haine moi nu stă neapărat un trup sănătos. După cum nici pe partea cealaltă un trup sau un suflet însetat sau care nu are ce mânca, nu stă neapărat o minte trează. Să nu credem că dacă bogăția ne încurcă într-un fel sau într-altul și ne face haini, să nu credem acum că sărăcia neapărat ne duce în rai. Nu. Trebuie să știm să folosim și sărăcia, dar și bogăția. Dacă suntem săraci cârtitori, apoi să știți că suntem mai de plâns decât un bolnav avar. Trebuie să știm că dacă suntem săraci, trebuie să ne reinventăm. O să spuneți, părinte Mata, nu ești după lumea asta. Ai venit la biserică cu Audi Mata, ți-ai parcat în spatele bisericii, nu prea înțelegi Mata. Măi copii, cu 20 de ani am plecat cu trabantul. Am plecat cu autobuzul cu 22 de ani, de aici, de unde venisem pentru prima dată după ce plecasem la seminar în 82, după 10 ani, în 92, venisem ca student, ca licențiat în teologie. Și vorbeam exact de la acest tetrapod în fața oamenilor și aveam o cravată neagră foarte îngustă, cum se purta pe vremea aceea, și încercam să spun despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cum au umblat ei prin lume și cum s-au întâlnit la Roma, unul ca să fie răstignit și altul să fie decapitat. Să știți că și eu mă întreb ce zice lumea despre mine când mă vede pe la vreun semafor, mai ales când are finul meu, Sorin, grijă să-și spele mașina cum lucește ea și mă întreb așa, ce-or zice oamenii ăștia despre mine? Dar să știți că mă mângâi cu un singur gând, că în acea mașină în care eu merg, în acea mașină merg și enoriașele mele care n-au cu ce să ajungă la cimitir, în acea mașină mai merge cineva care nu are să se ducă de colo-colo și zic, mă interesează mai puțin ce zic oamenii despre mine dacă știu că Dumnezeu știe cum am ajuns eu să stau la volanul acestei mașini. Ei, ce vreau eu să vă spun este faptul că nu sunt rupt de realitate, dar vreau să înțelegem o dată pentru totdeauna că nu ceea ce ce se vede este ceea ce este. Ceea ce vedem noi este o față a lumii. De exemplu, pe Mântuitorul îl vedeau toți în sinagogă, îl vedeau vindecând, îl vedeau împărțind pâine, înmulțind pești, îl vedeau făcând lucruri practice, îl vedeau făcând ceva și atunci când au fost întrebați cine zic oamenii despre mine că sunt eu, a zis, păi unul zice că ești Moise, altul că ești Ilie, altul că ești Ioan Botezătorul, altul că ești prorocul. Adică cum? Eu care le-am dat pâine, care le-am înmulțit peștii, eu care i-am vindecat, eu care i-am vindecat de lepră, i-am curățit, asta zice lumea despre mine? Nu zice că sunt Iisus? Adică lumea, de ce mă confundă? Și noi, din umbră, noi epigonii, zicem la fel. Cum adică, mă, eu care l-am ridicat pe ăsta, eu care am făcut cu tare? Dar Mântuitorul ne-a spus foarte clar. Judecata mea este dreaptă pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care este în ceruri. Va să zic că nici Mântuitorul, ca fiu al lui Dumnezeu și fiu al omului, nu s-a raportat la sine. Și a zis, eu judec drept pentru că nu fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Înseamnă că voia noastră liberă, dacă este înlocuită cu voia lui Dumnezeu, atunci judecăm drept. Iubiți credincioși, astăzi este o duminică în care trebuie să plecăm de aici, măcar cu un gând, acela de a avea grijă de cele două lumi în care ne-a așezat Dumnezeu, împărăția cerurilor. Atunci când zic împărăția cerurilor, sunt două cuvinte, două elemente. Unul este vorba de împărăție și ca să o înțelegem, este clar pornită structural de aici. Știam ce este un împărat, știam ce este
un supus, știam ce este un teritoriu care se face mai mare sau mai mic în urma unor războaie sau în urma unor discuții diplomatice la masa tratativelor. După cum, de exemplu, francezii nu pot să traducă împărăția cerurilor și traduc cu regat, royaume de ciel, pentru că ei nu au avut împărăție, nu au avut împărați, au avut regi. Vedeți că nici măcar nu putem să pricepem dacă nu am trăit într-un fel anume realitatea despre care Mântuitorul ne spune. Pentru un francez nu o să-i zici împărăția, ci bă, împărăția era la Roma, împărăția era în altă parte, la noi era regat și regele nostru este mai mare peste toți. Așadar, trebuie să fim foarte atenți că totul pornește de la cum percepem noi împărăția. Contează că de aici, de exemplu, până la Paris sunt 3.000 de kilometri sau sunt 3.500? Pentru cel care merge pe șosea, contează. Dar pentru cel care n-a ieșit niciodată din țară, nu contează. Măcar cu gândul să fie acolo și tot e un mare lucru. Problema este alta. Că noi ne gândim întotdeauna la trupul nostru, că să fie adăpat și sătul de toate. Ne gândim la trupul nostru și zicem, domnule, să fie îmbrăcat și aranjat. Dar așa cum am spus la început, sub haine scumpe nu stă neapărat sănătatea. Ba din contră, aș putea să spun. Asta înseamnă că nu este o invitație la asta, așa cum zice românul, pică pară mălăiață. Când spune, nu vă îngrijiți ce veți mânca sau ce veți bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Ci pur și simplu ne transmite Mântuitorul aici foarte clar că este o diferență între trup și suflet și ceea ce credem noi despre trup și despre suflet. Sau despre o sărbătoare sau despre un eveniment. Cum credeți că este un eveniment văzut de unul sau de altul? De unul care știe că la un eveniment mai să bea sau să ascultă o muzică, eventual să mai și dansează, dar altul care trăiește efectiv un eveniment, cum va fi pentru el? Pentru el evenimentul acela, în primul rând, înseamnă a-l trăi prin plănuire cu 10, 15, 20 de ani înainte de a se întâmpla, după cum este evenimentul. După care, în acel moment de fierbere, dacă ești într-adevăr încărcat de eveniment, nici nu-ți mai vine să mănânci sau să bei. Mulți ani după ce mă împărtășeam, dar nici acum nu mă simt altfel, nu îmi vine să mă așez imediat la masă. Bucuria aceea întâlnirii nemijlocite cu Hristos îmi ține și de mâncare și de băutură. Și mă ține într-o anumită atmosferă de mai mult aș vorbi. E adevărat că eu sunt cam vorbă lungă. Dar fiecare cu ale lui, da. Măcar dacă vă mărturisesc lucrul acesta, o luați ca pe o spovedanie și poate mă iertați. Dar eu vreau să vă spun că adevăratul eveniment se trăiește. Se trăiește și dacă îl trăiești, dincolo de grija de a pune ceva pe masă, poți să-l trăiești bine. Pentru că dacă zice cineva, păi știi că avem nevoie să invităm păcutare sau păcutare, intervine rațiunea trupească, ce bă, dar ce le pui în față? Păi să luăm cu tare, să luăm cu tare, să ne aprovizionăm. Dacă oamenii vin numai să bea și să mănânce, dom'le, o pot face oricând, o pot face oriunde, nu la mine acasă. Dar dacă oamenii vor să guste dintr-o atmosferă, trebuie să le faci atmosferă. Mântuitorul, când a văzut 5.000 de bărbați, fără femei și fără copii, le-a zis ucenicilor, zice, dați-le voi să mănânce. Nu i-a trimis pe oameni să-și caute ei de mâncare. Și ăștia au intrat în panică. Cum adică să le dăm noi să mănânce? Dacă ai dragoste, sunt sigur că Dumnezeu îți va da ceea ce i-a dat Fiului Său, posibilitatea de a înmulți 5 pâini și 2 pești să mănânce 5.000 de bărbați, în afară de copii și de femei. Iubiți credincioși, ceea ce vedem noi nu e ceea ce este cu adevărat. Ceea ce vedem noi este doar o imagine. Dar dacă ne curățim simțirile, cum zic cântările pascale, putem să vedem dincolo de sărbătoare, nu ospățul, ci starea de har și de grație pe care Dumnezeu
o transmite și o primește. Starea de har și de grație pentru care noi ne-am adunat aici. Dacă vine cineva din exterior fără să înțeleagă mare lucru și nu simte în 5-10 minute că aici nu se întâmplă un act pur cultural sau nu se cântă arii de operetă, înseamnă că n-a simțit nimic. În primul rând că va fi dezamăgit, că nici nu se cântă într-un fel, nici nu se creează o atmosferă pe deasupra, dar dacă noi, străduindu-ne, transmitem un mesaj și vă spunem că astăzi este o bucurie mare, dublată și de ziua Învierii, care este fiecare duminică, vă transmitem că ne simțim bine uitându-ne unii la alții. Și dacă ne uităm frumos la cineva și acela se uită și el frumos la noi, vă imaginați că deja se îmbunătățește și privirea noastră și a celuilalt. Și privirea merge mai la adânc, exact cum zice Mântuitorul în pericopa de astăzi, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău va fi luminat. Iubiți credincioși, mă rog lui Dumnezeu ca cei doi sfinți apostoli, Petru și Pavel, pe care astăzi îi prăznuim, să ne lumineze să înțelegem diferența între a trăi cu trupul și a gândi cu sufletul și a trăi așa cum Dumnezeu ne-a lăsat. Ne-a spus Mântuitorul, luați aminte la crinii câmpului, care nici nu torc, nici nu adun în hambare, și vă spun vouă că Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul ca acesta. Înseamnă că Dumnezeu ne-a dat în trupul nostru tot ceea ce trebuie. Nu trebuie să ne îngrijim foarte mult asupra ceea ce punem pe deasupra unui trup. Dacă Dumnezeu ne-a dat trupul să-l păstrăm sănătos, și atunci toată haina cea adevărată a unui trup este sănătatea. Cum vă simțiți când sunteți bolnavi și vine nepotul de nu știu unde și vă aduce un halat de mătase? Vă simțiți mai sănătos? Nu, te simți mai bolnav. Păi uite, bă, când eram sănătos n-am avut așa ceva. Nici măcar nu mă băga nepotul în seamă. Vedeți că nu haina face sănătatea? Vedeți că aici vrea Dumnezeu să ne lămurească. Sănătatea este haina pe care trebuie să o îmbrăcăm. Vă mai aduc aminte un lucru. Când un părinte de 90 de ani, deja era mai verde și mai tânăr decât ceilalți cu care era în sobor, a fost întrebat de un coleg de-al meu, părinte, dar cum faci, mă, tată, ești așa de bine? Câți ani ai? 92, tată. Aoleu, ăștia se și credeau că 87, că era... Cum adică? Zice, tată, să vă spun ceva, Dumnezeu îți dă zile. Mai multe nu poți să ai, dar tu ți le poți scurta. Aha, adică grija noastră nu e să adăugăm staturii noastre un cot, ci cu statura noastră să ne ridicăm la nivelul la care suntem proiectați, cum era odată o expresie, la parametrii proiectați. Și să știți că pentru a ajunge la acești parametri trebuie să facem ceva. Știți care este cea mai mare problemă a unui om care nu face nimic, care stă degeaba? Are o mare problemă. A, credeți că dacă cineva stă degeaba e fericit? Nu, are o mare problemă. Dacă stă degeaba tot timpul, nu știe când termină. Trebuie să facem ceva ca să știm când să terminăm. Ne propunem să facem ceva și atunci știm că se apropie și sfârșitul acelei lucrări. De exemplu, dacă ne apucăm să dăm cu var o postață dintr-un zid, știm că atunci când terminăm zidul, am terminat treaba respectivă. Dar unul care stă degeaba și se uită la noi, când termină? Niciodată. Vedeți cât este de muncit un om ca acesta. Iubiți credincioși, vreau pentru duminica aceasta să ținem minte această încărcătură deosebită. L-am avut astăzi gazda noastră pe părintele Eugen, care întotdeauna știe să ne ridice la fileu, și l-am avut și pe părintele Marius de la Oslo. Eu, după cum știți, am slujit în Norvegia la Bergen. Dar părintele este duhovnicul gazdelor noastre și slujește la Oslo. Și aseară, ieri dimineața, a venit pe la mine și, bineînțeles că îmbrățișarea cea mai importantă este la Sfânta Liturghie. Zic, tată, unde slujești mâine?
Zice, nu știu, că cel care m-a adus mă poartă. Și atunci am zis fratele Cătălin, frate, vină cu părintele, pentru că jucăm în deplasare. L-am sunat pe părintele Eugen, care bineînțeles că e primitor desăvârșit de oaspeți. Știe să primească oaspeți. Să vedeți că nu numai pe noi ne-a primit. O să, la sfârșitul slujbei, vă mai prezint pe cineva. Și vreau ca această atmosferă să îi mulțumească și pe cei care deja au ieșit cu cheile. I-am văzut pe... Și m-am bucurat tare mult. M-am bucurat pentru că aveam un mesaj și pentru ei. Să stea acolo liniștiți. Liturghia lor este acolo. Să stea la îndemâna tuturor românilor care trec spre Varna să le spună, fraților, Albena e aici, nu mai e mai încolo. Rămâneți aici, rămâneți aici. Și să nu treacă nici la, în sud încolo, să rămână aici. Până când se umple aici, după aia să meargă mai departe. Liturghia lor este acolo. Și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos în cale vreo 2-3 care aveau niște plăcuțe pe care scria cazare. Apropo de cei care stau cu un afiș în mână. Era odată un orb. Și stătea și cerșea. Și la un moment dat vede o domniță că n-adunase săracul cu prea mulți bani. Și a zis, măi nene, mă lași să scriu eu ceva pe hârtia asta, pe care o iei în față. Da. I-a scris acolo câteva cuvinte. Până seară, omul și-a umplut buzunarele, și-a umplut gențile, dar avea o nedumerire. De unde și de ce s-au adunat atâția bani? Și-a rugat pe cineva după stradă să-i citească ce are scris pe bilețelul acela pe care îl ținea, cum scriu, au oamenii de scrie cazare pe ele. Și scriau câteva cuvinte, erau scrise acolo, tu, cel care treci pe lângă mine, vezi minunățile lui Dumnezeu pe care eu nu le pot vedea niciodată. Trebuie să știm ce mesaj transmitem celorlalți. Dacă avem nevoie de ceva, nu trebuie neapărat să umblăm la coarda sensibilă, ci la realitatea pe care noi o vedem și celălalt o vede altfel. De asta, astăzi Mântuitorul ne așează întrebarea frumoasă, cine spun oamenii despre mine că sunt eu, Fiul omului? Când ne ducem spre casă să ne întrebăm, cine crede vecinul meu că sunt eu? Cine crede subalternul meu că sunt eu? Cine crede șeful meu că sunt eu? Și mai ales, cine crede Dumnezeu că sunt eu? Și cine sunt eu înaintea lui Dumnezeu? Sunt acela care mă plimb printre oameni și dacă pot să fac un gest, pot să ajut, așa cum a ajutat domnița aceea cu un dermatograf pe un bilețel scris de către cel care nu vedea. A deschis prin acel bilețel perspectiva celor care treceau nepăsători pe lângă el și iată că omul a fost miluit. Să rânduiască Dumnezeu să fim și noi miluiți, iar bisericii noastre, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, să rânduiască ca sub acoperișul ei să vină oameni cu necazuri și să plece oameni cu bucurii, să vină oameni plângând și să plece plângând de fericire, să vină oameni cu nevoi și să plece cu toate nevoile rezolvate, să vină oameni la rugăciune și să se întâlnească cu Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.